Bună ziua, stimați membri. Dar nu s-aude. Facem un control al legăturii. Da, să spun. Porniți cineva acolo de la comutator. Stimați membri mass media, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Sunt astăzi în fața dumneavoastră pentru a prezenta măsurile întreprinse de Sistemul Afacerilor Interne pe parcursul perioadei critice generate de căderile abundente de zăpadă. Este important pentru noi ca cetățenii să cunoască în amănunte situația, inclusiv cele incidente nedorite care s-au petrecut în aceste zile dificile prin care noi toți am trecut. Pentru a vă informa corect despre intervențiile operate pentru a salva vieți omenești, pentru a debloca drumuri, pentru a evacua mașini din zăpadă, am întrerupt vizita pe care am avut-o la Bruxelles. Așadar, pentru gestionarea situației, s-a lucrat într-o strânsă colaborare între autoritățile publice centrale și locale, inclusiv forțele de poliție, carabineri, salvatori, poliția de frontieră, precum și alte echipaje de intervenții, organizații non-guvernamentale și alte asociații. După cum deja cunoașteți, la data de 24 curent, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis avertizarea meteorologică de precipitații abundente sub formă de lapoviță și ninsoare, unde a fost stabilit codul portocaliu, valabilă pe jumătatea de sud a Republicii Moldova pentru perioada 25-11-2023 de la orele 22 până pe data de 26 orele 20. Această avertizare a fost pe larg mediatizată în spațiul public informațional, fiind distribuită prin mijloace de informație în masă și rețelele de socializare. Și toate aceste publicații au fost însoțite de recomandări către cetățeni de a evita deplasările în această perioadă de timp, mai ales între localități. Avertizarea s-a materializat, iar prima intervenție asociată fenomenului meteorologic periculos a fost inițiată la data de 25 la orele 7:52 de minute în localitatea Giurgiulești, unde a fost evacuat un autocar. Acum o să mă refer la coordonarea eforturilor în aceste zile. Ministerul Afacerilor Interne a intervenit în salvarea oamenilor prin deblocarea mașinilor și drumurilor din Năneț, cu peste 3066 de angajați și circa 506 mijloace de transport. De asemenea, administrația de stat a drumurilor a implicat în teren 500 de angajați cu 376 de unități de autospeciale. Astfel, am avut în teren circa 3566 de persoane cu 882 de mijloace auto. Pentru a fi operativ în intervenție de salvare a persoanelor blocate în zăpadă a fost implicat și brigada de poliție cu destinație specială Fulger. O să mă refer la situația drumurilor. În perioada 26 noiembrie, 28 noiembrie, ora 18, subdiviziunile MAI, IGSU, IGP, IGPF, IGK, împreună cu drumarii au reușit să deblocheze și să tracteze 603 mijloace de transport, în care se aflau 1522 de persoane în 22 de raioane ale țării. Toate segmentele de drum însumând peste 500 de kilometri. De asemenea, pe parcursul perioadei 26-28 noiembrie, de către angajații MAI au fost deblocate 15 ambulanțe aflate în misiune, inclusiv o femeie însărcinată a fost evacuată și cu ajutorul autospeciale de intervenție cu șenile, ulterior a fost transportată la spital. O să merg pe zile acum. Pe data de 26 noiembrie, din cauza acumulării masive de zăpadă, au fost blocate 27 de drumuri principale și secundare din 7 raioane. Cahul, Cantemir, Căușeni, Leova, Ștefan Vodă, Taraclia și Cantemir. La data de 27 noiembrie, numărul de drumuri s-a mărit, astfel a ajuns la 34 de drumuri din 8 raioane. La momentul actual, drumuri blocate conform datelor operative nu sunt. La ora 6 dimineață, toate drumurile de acces principale, secundare, erau practicabile. Ultimele drumuri deblocate au fost în 5 localități din 2 raioane, și anume Ștefan Vodă, satele Simeonovca, Volintir, Brezoaia, Ștefănești și în Căușeni, Ucrainca.
situația la punctele de trecere a frontierei de stat. La moment, toate punctele de trecere a frontierei activează în regim normal, drumurile de acces către acestea fiind deblocate. Se autorizează trecerea frontierei dozată a camioanelor pentru a degaja ambuteiajele formate și pentru a exclude unele blocări în trafic. Pe data de 26 noiembrie, accesul la punctele de trecere a frontierei de stat a fost afectat din însorile ambudente și vizibilitate redusă. Majoritatea punctelor de trecere au funcționat în regim normal, cu excepția la 16 localități, unde au funcționat pe bază de generatoare electrice, însă funcționalitatea punctelor de trecere a frontierei nu a fost sistată. La punctul de trecere a frontierei Albiță, intrarea în România a fost sistată pe o perioadă de timp pe motivă că traseul spre orașul Huș, județul Bârlat, a fost blocat cu autocamioane. Total, pe data de 26 noiembrie, din cauza condițiilor meteo, au fost anulate 6 curse aeriene. Situația în traficul rutier. La data de 26 noiembrie, ambulanțe deblocate. Ambulanțele au întâmpinat dificultăți de acces în anumite zone și localități, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a intervenit pentru deblocarea acestor ambulanțe sau pentru a transporta medicii către solicitantul de ajutor. Accidente rutiere. Numărul accidentelor rutiere nu a crescut considerabil, însă consecințele acestea au fost semnificative. Astfel, total, pe țară au fost înregistrate 85 de accidente rutiere, cu regret 23 de persoane traumatizate și 2 persoane decedate în raionul Nisporeni și Orhei. Tractări de mijloace de transport. Pe data de 26 noiembrie au fost 150 de mijloace de transport, inclusiv vehicule comerciale și autocare, care au derapat de pe traseu sau au rămas blocate. La data de 27 noiembrie au fost deblocate 4 ambulanțe sau medicii au fost transportați către solicitanții de servicii medicale. Accidente rutiere. Au fost doar 3 accidente rutiere cu 3 persoane traumatizate. Tractări de mijloace de transport. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au tractat 472 unități de transport, în care se aflau 1244 de persoane. Inspectoratul General de Poliție au tractat 52 de unități de transport. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră au deblocat 18 unități de transport și au salvat 118 persoane. Inspectoratul General de Carabinieri au tractat 61 de unități de transport și au salvat 160 de persoane. Total unități de transport tractate 603, persoane salvate 1522. Blocarea de automobil cu deces pe data de 27-11. O să mă refer după cronologie un pic mai târziu, dar ca informație generică. La 8.03, la intrarea în satul Coșcalia, raionul Căușeni, a fost depistat un automobil derapat de pe traseu, înzepezit, în care se aflau 2 persoane decedate. La fața locului s-a deplasat grupul operativ a Inspectoratului de Poliție Căușeni și o auto special a Inspectoratului General a Situației de Urgență pentru deblocare. Un alt cadavru a fost depistat tot la data de 27-11 la orele 1.08 pe drumul de ocolire spre satul Cruglic, raionul Criuleni, unde a fost depistat un bărbat decedat îmbrăcat neadecvat vremii nefavorabile. La fața locului s-a deplasat grupul operativ a Inspectoratului de Poliție Criuleni. Ca urmare a măsurilor întreprinse, s-a stabilit identitatea acestei persoane, fiind un locuitor al satului Izbește, raionul Criuleni, care se află la evidența medicului psihiatru. În continuare, o să mă refer la deconectările de energie. Conform informației Prime Energy și Red Nord, la data de 26 noiembrie s-au întrerupt energia în 186 de localități din 14 raioane, inclusiv parțial Chișinău și UTA Găgăuzia. De asemenea, pe data de 27 noiembrie au rămas parțial deconectate de la energie electrică 95 de localități din 12 raioane, inclusiv parțial municipiul Chișinău și UTA Găgăuzia. Situația de astăzi, la orele 6 dimineață,
Mai urmau să fie conectate la rețelele de energie electrică încă 6 localități din 3 raioane. Acum o să mă refer la cronologia evenimentelor soldate cu decesul a celor două persoane în apropierea satului Florica, raionul Căușeni, la data de 27.11.2023. Aproximativ la orele 12, automobilul se împotmolește între satele Florica și Coșcalia. În jurul orelor 14.20, o rudă a șoferului și alte două persoane merg pe jos la automobilul blocat și au stabilit că nu vor putea scoate mașina cu forțele proprii. Astfel, șoferului i s-a propus să meargă cu ei în sat, însă șoferul a spus că a chemat deja un mijloc de tractare, un tractor din satul Coșcalia și în scurt timp va fi tractat și va putea continua deplasarea. La 14.58 a fost primul apel al șoferului la 112 în care anunță că este împotmolit deasupra satului Florica și operatorul 112 i-a transmis informația sau telefonul de contact a responsabililor de ASA drumuri. 15.37, șoferul sună din nou o rudă și roagă să-i aducă haine groase. Ruda a mers cu calul până la mașină și i-a dus acele haine groase solicitate. Șoferul și pasagerul a încercat să meargă în Florica, dar pasagerii i s-a făcut rău și persoanele au decis să rămână în mașină și să aștepte evacuarea. 16.48. Echipa de intervenție din cadrul unității din Căinari, a Inspectoratului General Situații de Urgență, pleacă pentru intervenție spre Coșcalia în vederea deblocării drumului principal de acces la sat, pe care erau blocate mai multe mașini, un microbuz cu pasageri și 3 autocamioane. Dar ca să aveți o închipuire unde era blocată mașina și unde a intervenit Inspectoratul General pentru situații de urgență, ei au intervenit pe drumul principal de acces, dar mașina blocată a fost între Coșcalia și Florica, un drum secundar și mașina unde s-a blocat este pe un deal. Astfel a fost zăpada a fost spulberată și s-a făcut acea pernă de zăpadă și acești doi cetățeni nu au putut să continue deplasarea mai departe. La 16.56, a doilea apel la 112, în care șoferul informează că în mașină intră gaze de eșapament, operatorul 112 l-a anunțat că echipele încearcă să ajungă, dar echipele nu reușesc să dezepizească drumul, a întrebat dacă au nevoie de ambulanță, la care șoferul a declarat că nu este nevoie. Operatorul 112 a recomandat solicitantului dacă are o posibilitate de a se deplasa individual sau de a ieși la traseu să o facă, fiindcă din raportul echipii care lucra în apropierea de satul Coșcagalia, s-a raportat că zăpada este de 1,5 metri, aproximativ 2 în unele locuri și este foarte greu de a debloca traseul. 17.17. Echipa de intervenție IGSU informează că stratul de zăpadă este, după cum am menționat, foarte mare și deblocarea va dura. 17.54. Dispeceratul IGSU primește de la serviciul 112 informația despre automobilul împotmolit între Coșcalia și Florica, sarcina fiind dată echipii de la Căinari care activa în zona respectivă, dar cum v-am arătat, până la intrarea în Coșcalia. 15.50, 18 și 19. Ginerile șoferului blocat a apelat în acest interval de timp de 6 ori la serviciul 112 informând despre situația creată. 17.41, a treilea apel la 112 de către șofer care anunță că soției este rău și că are nevoie de ambulanță. Apelantul a anunțat că a înregistrat apelul și totodată apelantul a
anunțat că a încercat să se deplaseze de sine stătător spre localitate, dar deoarece soției îi este rău, s-au întors înapoi în automobil. Operatorul 112 a transmis informația către dispeceratul Centrul Național pentru Asistență Medicală și Urgență. 17:48. Discuția șoferului cu dispecerul Knaup, care îi explică că ambulanța nu poate să ajungă în localitatea din cauza înzepezirii și recomandă cuplului să ajungă la traseu, fie să se întoarcă înapoi în satul Florica. 17:49. A patrulea apel către serviciul 112, în care șoferul informează serviciul 112 că a discutat cu ambulanța și acesta nu poate veni. Șoferul a solicitat să fie evacuat. Apelantul a informat că zăpada a ajuns la nivelul acoperișului și că poate deschide doar una din uși pentru a ieși din automobil. La orele 23:10, aproximativ după 6 ore de intervenție, echipa din Căușeni a informat că a reușit deblocarea acelor 3 microbuse care erau pe traseu spre Coșcăgălia, 4 autoturisme și 4 tractoare, cu un număr total de 31 de persoane. Pe data de 27, la orele 8, serviciul de gardă a Inspectoratului de Poliție Căușeni a primit un apel telefonic în care un cetățean a comunicat că la intrarea în satul Cușcălia au fost depistate 2 persoane decedate într-un automobil înzepezit. Poliția a deschis anchetă pe acest caz, procuratura a deschis dosar penal pe această cauză pentru a identifica deja toate procesele și toate interacțiunile care au avut interinstituțional în detaliu. Ministerul Afacerilor Interne a dispus anchetă de serviciu în cadrul Inspectoratului General pentru situații de urgență pentru a identifica lacunele în procesele pe care noi le-am desfășurat în această acțiune complexă și deloc ușoară în care au fost implicat mai mulți actori. Cu detalii o să revenim ulterior. Colegi, luăm câteva întrebări, vă rog. Domnule, opinia dumneavoastră, domnule, cine s-ar face responsabil de deplasul celor doi? Eu am menționat că noi am pornit anchetele de serviciu pe procese, dar cazul de urmărire penală este deschis de către procuratură și de către Inspectoratul de Poliție Căușeni și deja noi nu putem să ne expunem cine este vinovat. Eu am organizat această conferință de presă să comunicăm societății care au fost acțiunile întreprinse de către instituțiile statului și care au fost unele din probleme operaționale. Dar eu nu mă pot expune cine este vinovat sau cine nu este vinovat. Cum Procuratura o să-i expir. Cum mi se pare răspunsul operatorului 112 în care îi dă numărul cetățeanului împotmolit de la responsabilii de la drumuri. Este acesta un răspuns adecvat atunci când sună o persoană și cere ajutor? La fel, nu pot să mă expun, fiindcă în cadrul anchetelor și în cadrul procedurii penale se va stabili deja și răspunsul dacă corespunde protocoalelor pe care 112 le deține la moment. Una, vă pot comunica că 112, la inițiativa Guvernului, va trece de la Ministerul Economiei la Ministerul Afacerilor Interne, anume pentru a stabili protocoale concrete, cunoscute de toți și a schimba aceste protocoale ca noi să avem o interoperabilitate foarte clară, să știm cine, când, une, ce execută și să nu avem careva neînțelegeri protocolare. Concluziile pe care le-au tras autoritățile după ceea ce s-a întâmplat, iată, după doar o zi de ninsoare. Noi, într-o măsură, am anticipat problema 112 și, cum am comunicat, de la 1 ianuarie trece în subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru a regla acele mecanisme pe interior și de cooperare. Ce ține de concluziile asupra intemperiei care au avut loc, nu doar noi am fost surprinși, am avut probleme în situația respectivă,
Eu am discutat personal și cu colegii din Ucraina care au avut probleme destul de serioase și au 23 de persoane decedate în urma acestor intemperii. Am discutat cu colegii din Albania, din Bosnia și Herțegovina, care tot au fost și colegul din România. Domnule ministru, am putea avea un serviciu de alertă precum în țările europene, ținând cont de situația care am avut-o, pentru că noi nu avem, sau se preconizează un proiect în acest sens? Suntem într-un studiu de fizibilitate acum pentru a avea acest sistem de avertizare și cel mai probabil vom prelua ceva asemănător de la RoAlert, care este în România. De ce articol a fost inițiat procesul penal? Articolul 274, Codul Procedurii Penale. De la primul apel până în momentul în care salvatorii au ajuns la acești oameni? Salvatorii au ajuns la acești oameni pe data de 27. Păi câte ore au trecut de atunci? Câte ore au trecut de la primul apel către salvatori? Dacă primul apel a fost la 14:20, pe data de 27, după ce am primit apelul la orele 8, că este depistată mașina cu cadavrele în ea, după 6 ore după primirea apelului, noi am fost prezenți, dar ca să înțelegeți, nu am folosit drumurile de acces. Colegii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au fost nevoiți să nu folosească drumurile, dar să meargă pe adiacente, prin câmpii, unde zăpada nu era spulberată și aveau o șansă de a ajunge și a depista sau de a acorda ajutorul, pentru că asta a fost sensul. Penultima întrebare, vă rog. Domnule ministru, de ce nu a fost convocat ședința Comisiei Situații Excepționale? Pentru că, într-adevăr, este o situație excepțională, ori această comisie convoacă rapid și închide doar televiziuni. Comisia pentru Situație Excepțională se convoacă când avem o situație pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Deoarece a fost zonal. Autoritățile publice locale au comisiile situații excepționale locale și ei trebuiau să se întrunească în ședințele respective. Dacă la solicitarea lor se convoca și comisia situații excepționale la nivel de guvern. Noi am vorbit cu rudele și chiar și sora bărbatului și fiecare și-a spus că ei în totalmente acuză 112, că au sunat de număratele ori și nu au primit niciun ajutor. Acest răspuns o să-l primim de la procuratură. Mulțumim, ultima întrebare. Domnul ministru, ați menționat că ați fost surprins și venitorile din weekend. Ce mai exact v-a surprins, ținând cont că Serviciul Hidrometeorologic a anunțat cod galben și portocaliu de venitori și zona în care s-a întâmplat tragedia este o zonă problematică de cel puțin 20 de ani, pentru că de fiecare dată când ninge, acolo sunt blocate traseile, mașinile. Nu este o noutate, că acolo este o zonă problematică. Da. Nu ne-a surprins atât de mult ninsorile, cât ne-a surprins... Noi am transmis acele avertismente către societate de a limita deplasările și de a sta acasă pe perioada intemperiilor. Și noi vedem că societatea, din păcate, nu trage atenție și nu urmează sfaturile instituțiile statului de a respecta aceste reguli în beneficiu lor pentru protecția vieții și sănătății. Oamenii nu sunt vinoveți. Și nu există o soluție de a închide acele drumuri problematice pentru ca oamenii să nu ajungă acolo. Noi vom lucra la mecanisme împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Ministerul Apărării, cu Ministerul Mediu, cu Ministerul Infrastructurii pentru a identifica acele porțiuni și de a avea niște protocoale foarte clare cine, când și la comanda cui se închid sectoarele respective pentru a evita pe viitor astfel Domn de cazuri. Domnul ministru, are statul suficiente autospeciale pentru a interveni în astfel de situații, ori nu ați făcut un calcul, iată, după cele întâmplate? Din păcate, foarte puțin s-a investit în Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Parcul, majoritatea, peste 60% din parcul instituției, sunt din anii 60-70. Mulțumim, dragi colegi, începem ședința de guvern în scurt timp, domnule ministru, vă invităm. Vă mulțumesc! Vreau să investiți de acum încolo?